pace României, care din ei este mai nobil, ce asemănare și ce deosebire este între ei, iată asemănările. Ambele armate sunt înfierbântate de idei stupide și utopice pe care vor să le impună altor popoare prin minciună, forță, cruzime și despotism. Conducătorii ambelor armate sunt dictatori urâți de propriile popoare care sunt gata să nimicească un oraș întreg, să arunce în moarte și suferință o lume întreagă pentru niște aplauze furtunoase, pentru niște laude gălăgioase sau pentru un pui fript la prânz. Și o armată și cealaltă s-a născut din dispreț față de alți oameni și de cum de dragoste pentru sărmani sau de dragoste de neam. Românii nu iubeau atunci nici pe ruși, nici pe nemți, dar pe cine iubeau ei? Cu câți români am stat de vorbă, toți dădeau de înțeles că iubesc America. De ce oare? Ei, de ce oare, vă rog să citiți voi în carte, că nu vă zic. Și avem un fragment în care este vorba de compasiune, i-am zis fragment cinematografic, pentru că e ceva așa de uman și atâta solidaritate pentru oamenii care, la care nu te-ai aștepta și în oamenii foarte chinuiți, nenorociți și săraci, de fapt. Eram pe la amiază când am debarcat în gara orașului Morșansk. Acolo ne-a întâmpinat foarte multă lume civilă, în special femei. E vorba de un tren de deportare de bărbați care ajung la un moment dat, nu știu, Morșansk ăsta, prin Siberia, pe undeva. Probabil văzându-ne slabi, nebărbieriți și necăjiți, aruncau noi cu pâine, de parcă ne-ar fi bătut cu pietre. După ce am aflat că ei înșiși sunt săraci și duc lipsă de alimente, am rămas uimiți că atât de mulți flămânzi aruncă în noi cu atât de multă pâine. Am ieșit din gară și am trecut prin centrul orașului și cât am mers pe acolo, oamenii aruncau neîncetat în noi cu bucăți de pâine. Și ajungem și la colegii de breaslă care l-au părăsit, l-au trădat. Pagina 295. Sau poate că părintele Sochircă, ca și ceilalți preoți, știa că în aceeași măsură în care se apropie de pădurarul, se depărtează de parohie și are mult mai puține șanse să rămână pe drumul exact ca și pădurarul. Da, da, probabil acesta era motivul că preoții fugeau de mine. E adevărat că pe când eram la parohie, clericii cu studii înalte nu priveau cu ochii buni faptul că moldovenii îl admiră, îl laudă și îl vorbesc de bine pe un preot fără învățătură, că poporul vine la acesta din toate colțurile Moldovei, dar la ei nu vin nici măcar cei din parohia lor. Dar, o, iubiții mei părinți, cu ce sunt eu de vină dacă voi propovăduiați ceea ce știați că îi face plăcere KGB-ului, iar eu spuneam norodului ceea ce știam că îi place lui Hristos. Și mai am găsit un fragment în care am ascultat, la un moment dat există pe YouTube lansarea de la Târgu de Carte și a vorbit foarte frumos Claudiu Comartin, dar el spune că a avut niște prejudecăți și că aceasta nu este cartea unui pop oarecare, adică a spus așa de parte, există o prejudecată că popii ar scrie prost sau că cartea aceasta nu trebuie apropiată de perspectiva unui preot. Totuși sunt foarte multe elemente preoțești. Eu cred că un preot este așa cum este acest Gerasim Pădurarul și nu înfumurat sau lipsit de talent. Preoții au și la rândul lor preoții adevărați, au harul acesta literar și există literatură teologică foarte bună și foarte valabilă. Modul acesta de a ierta și de a privi cu foarte multă înțelepciune și îngăduință, cred că este și rezultatul, nu știu, talentului acesta de preot, harului preoțesc. Pentru că, așa cum am spus la început, el la un moment dat a început să bănuiască că femeia pe care el o iubea și femeia cu care forma o familie nu stă de bunăvoie lângă el și că sunt niște chestii aici mai ciudate, mai dubioase, dar o iartă și găsește scuze. Viața mea e pierdută, ea a fost rumegată de măselele dictaturii proletare, dar viața micuței a fost oare cruțată? Când ea lovea în mine, oare nu durea și dânsa? Nu puțină osteneală și îngrijorare se cere și de la făcătorii terele. Când faci rău de bună voie, meriți să fii condamnat. Dar când faci rău împotriva voinții tale, fiind mânat de harapnicul KGB-ului, atunci deseori se întâmplă să suferi în subconștientul tău mai mult decât victima ta. Anatolii Șcearansk a declarat la judecată, sunt fericit, fiindcă am trăit cinstit pe pământ și nu am făcut rău nimănui. De această fericire nu o parte făcătorii de rele. Prin urmare, victima se află de multe ori într-o situație mai privilegiată decât agresorii săi.
În afară de asta, micuța a fost educată într-o familie de boieri sărmani, unde tonul în casă nu dădea colonelul, ci mama ei. Și așa, niciodată n-a învățat să iubească oamenii și să se plângă în fața lui Iisus cel răstignit.